salutare, oameni frumoși, și bine v-am găsit la o nouă reacție. N-am mai făcut o reacție de vreun an de zile, cred, cam așa, de disputa asta între Conacu și stresul de la disurile alea de atunci, că am, cred că n-am mai făcut o reacție. Dar avem acum un nou fundal așa de Crăciun, puteți observa stricou, fesul de Crăciun, bradul l-am împodobit frumos. E, bradul lui stresul nu prea împodobit, bradul lui stresul a căzut, știți și voi la el pe live, am făcut direct archio cu el, mâncam aș gura voastră, nu vreți să știți că mă dore puțin picioarele, că am căzut pe coloană pe spate. Tricou a rămas puțin mic. Acum mai contează, mai contează. A sunat stăpinul. Reacție face și noi, nu face și noi. Face că dacă nu dă drumul la jihad, mânca bași gura voastră și rămâne fără abonați, că e greu cu stăpinul, mânca bași gura voastră. Ați observat live-ul pe care l-am făcut la stăpinul acum respectiv două zile, să zicem așa, o zi. Și am strâns acolo sumă de bani, sumă pe care am convenit să o dăm cu stresul. Să facem o casă, să vedem ce iese până la urmă, să facem o casă la niște copii, o să vă arătăm și cazul copilor și e vorba de vreo 3 copii și un tată care crește acești copii în condiții foarte, foarte, foarte proaste. O să vă arătăm și clipuri, o să vă arătăm tot ce trebuie și unde se vor duce banii pe care voi i-ați donat pentru noi și cu ocazia asta vreau să vă mulțumim din suflet și să facem mai multe caritabile, să ajutăm cât mai multă lume. După cum bine știți, nebunul, cum a zis și el, de ziua lui Dumnezeu, a scos mare dis. Cui? Care e cel mai mare război? Care a durat mai mult decât al doilea război mondial? Nexus vs. Tesu, nu? Un om singur contra celor de la Nexus. Dăm repede, mutăm pe scena asta. Stai așa că era golul cu ce a rămas acolo, mânca bași gura voastră. Dau așa golul. S-a văzut bănuții după ultimul live. 1400, mâncăm și noi bine, mânca bași gura voastră. 1400 era acolo online, offline. Da. Stresul fiat, Ghezi puie Nexus Pafia. Ghezi, cred că e pisica lui Stresul, nu? Ghezi, cam aia. Ați văzut ce cadou a luat Stresul de Crăciun, mânca bași gura voastră? Direct mare iepure. A vomitat ăștia pe iepure, ultra. Nu mai contează, să nu intrăm în detalii din astea grotești, că pleacă demonizarea, mânca bași gura voastră. Demonizarea fut. Aia cum se cheamă, mă, monetizarea. Demonizarea, mă, trăivar familia voastră. Pleacă de... Bă, eu așa sunt, dăm drumul pe astea pe drept înainte, nu mai stăm să edităm, să mai facem să mai alea. Reacția e reacție, mânca bași fără edit, fără alea. Ce frumos e bradul. A înviat în moarte să moară familia mea. Bun. După cum bine știți, disputa asta între Nexus și Stresul de foarte mult timp, dispută. O chestie așa între ei, o cicălare, să zicem așa, o cicălare, mare zare așa online, offline. Au fost niște probleme acolo între Stresul. După cum bine știți, nici eu nu mai sunt în Nexus, nici Palaș nu mai este în Nexus. Problemele au fost clarificate. Am explicat de ce nu mai sunt în Nexus, nici eu, nici Palaș. Am rămas pe căi amiabile, să spunem așa. Nu am plecat certați. Nu vreau să port războaie, nu vreau să mă cer cu lumea. Nu-mi place, nu sunt genul. Dar merge fiecare pe drumul lui, ați înțeles, și cam așa o să fie treaba. Am vorbit cu Stresul, nu e nevoie să intru eu în All-Star sau ceva de genul ca să fie bine. I-am zis, dacă e vreun eveniment, particip cu cel mai mare drag. Mă refer la cei de la All-Stars. Sau poate o să mă vedeți îmbrăcat în All-Stars. Vedem, rămâne de văzut. Până atunci, let's play! Stați așa, mă, cavaș gura voastră, că am uitat să dau drumul la căști. Trăivar familia voastră. Să numărul nu pe reacție, să moară familia, am uitat să dau drumul la căști. Hai, tati, hai, tatic, ha! Hai, țuc! Hai, țuc! Hai, țucă! N-am baterie la el, mă, cavaș gura voastră. Nu e niciun fel de problemă să fac reacții la emojien pe canal, puternice rău de tot, mă, cavaș gura voastră. Să moară mama mea, dați și voi un like până fac și o căștile, dați și voi un like la clipul ăsta, dați un like rău de tot, să fie bine. Gata, am făcut căștile. O să stăm cu cablu, asta este căști oanezi cu cablu. Hai să vedem ce are de spus Stapinu în această piesă. Lego, Lego, Lego. Am observat frumos acolo logo-ul Watcher. Deci e clar că Watcher a contribuit la piesa asta și că mă gândesc că și Nelly la versuri. Mai mult ca sigur Nelly la versuri și Watcher cu clip. Și cu masterizarea probabil, nu știu, care s-a ocupat acolo. Probabil, cred că la Watcher a tras piesa și versurile sunt făcute de Nelly, ceva în gen. Poate avem și descrierea, să vedem. Da, avem o descriere, aparate, Instagram, stres, nu înțeleg. Lego. Mașina mortoară, mânca bași gura voastră. Ia, yeah. Lego. Stresul care înjură oameni pe stradă, ceva normal. Hu, ha, pa, fia. Hu, ha, pa, fia. Hu, ha, pa, fia. Nu poți să le...
toate într-o viață de BOOM! Numele meu e stresul, îi sperie pe Nexus. Nexus, am venit să-i fac în versus. Versus, nu vă salvează nici popa. Acum începe proba, e jihad în Bun beat-ul, bun beat-ul. Stresul deja la a doua piesă, să zic așa, a început să dea mai bine și el pe remâncați și jurata. Cine știe, poate o să aibă concert Europa. Au! De ziua lui Dumnezeu, o să încep cu zinul meu. E Jaxi, direct în Jaxi s-a dus. Asta pe gânduri, mâncați-a și gura ta. Îi ia pe tot așa. De ziua lui Dumnezeu, de Crăciun, mâncați-a și gura ta. Când toată lumea stă cu familie, cu femeile în brațe, cu părinții, cu alea, mâncați-a și gura ta. Stresul dă distracuri. Îți dă să-ți fac un Crăciun mai, un Crăciun mai luminat. Stresul îți face că te ia la înjurat. Avem de toate. Mor după Adidas, mă gândesc că asta cu colaborarea cu Fuciop, na, e normal. Săgețile trimise de stresul. Udi de Woodpecker, cel mai mare faker. Mor după Adidas, dar eu sunt Undertaker. Să țineți minte, ăsta ne minte. Acum e sell-au cine vinde doar povești. Nu știu dacă ești redus la minte. Cu Jaxi 15 sau cu Jaxi 20. Ai, 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 ai. Bă, ăsta nu se joacă, mă, când... Ăsta intră live doar când trebuie să încaseze. Să se laude de ce a putut să relanseze. Bagi numai vrăjeală despre haine la copii. N-ai tu de-alea scumpe, dar în șifon erai zeci de mii. Au! Nu faci stream de plăcere după ce-ai strâns o avere. Și râzi de oamenii care muncesc pe șantiere. Nu faci stream de plăcere după ce ai făcut-o. Bă, nici un YouTuber nu o face pentru... Orice YouTuber o face pentru bani, clar. Subiect închis, nu mai stă să ne mai dezbatem, nu mai... Toți youtuberii o fac pentru bani. Ai relansat CS-ul, ne minți că tu ești topul, dar rangul tău rămâne la eveniment cu cortul. Au! Altă! Evenimentul ăsta de acum câteva luni de zile, în vară, cred că a fost în vară, bă, nene, a fost o căldură imensă, îi dau dreptate lui stresul aici. Le-am zis și eu celor de la Nexus, frate, că sunt condiții mizerabile, ești nemână, adică n-aveai, toată lumea transpira. Deci erai acolo, mâncava și gura voastră, dacă te luai în brațe cu oamenii care erau acolo, alunecai, mă, mâncați și curat. Bă, alunecai, mă, dacă te-ți alunecai din brațele de la ala, alunecați unul pe altul. Ne dăteam pe dredeluși în transpirație. Nu, frate, mâncați-și gura ta, trebuie spuse, da. Condițiile alea au fost foarte, foarte, foarte proaste. Evenimentul trebuia amânat pentru când era o zi mai frumoasă sau ceva, sau condiții, mâncați-și gura ta. Bă, tu știi cum erau în corturile alea, mă? Bă, să mor dacă te-mi, dacă nu stăteai acolo, dacă stăteai în cortul ăla, te dezoseai ca pulpirii lui soacră mea. Bă, ca pulpirii de le bagă la cuptor, te dezoseai, mă, că de aici, nebun. Bă, condiții mizere. 40 de grade. Senzație majoră. Lego! Nu ca justițiarul. Fucking pleb. Ce fuge după minoră. Dona. Vrea să-l bace și pe justițiar aici. Pele mele stresul îi sperie pe Nexus. Nexus. Lego! Am venit să-i fac în versus. Versus. Nu vă salvează nici popa. Acum începe proba. E jihad în Europa. Numele mele. A, stai că și are. Bă, are tricou și cu Jaxi. Fiți atenți. Nu vă salvează nici popa. The face of. Acum am văzut. Am văzut detaliile astea. SL tricou cu SL. Ăsta Nexus. Am venit să tricou cu Nexus. Versus, versus. Nu vă salvează nici. Acum am văzut tricou cu Jaxi. Opa, acum începe proba, e jihad în Europa. Numele meu e stresul, îi sperie pe Nexus. Dar cum dracu l-a lăsat pe tâmpitul ăsta să filmeze acolo, mă gândesc. Salutam și eu, de tras un distrag, mâncați și curata aici. În asta la voi aici, am asta mortoară la voi aici. Nexus, Nexus, am venit să-i fac în versus, versus. Nu vă salvează nici popa, acum începe proba, e jihad în Europa. N-o să fiu așa de rău, să mai zic în piesa asta de zina din Tămădău. Clar, gagică, salut, Jaxi, Alex. A venit de la porum, ca să se joace LAN. Mi-s fata de la țară, ne face vudu ca Ian. Ying, Yang, Old, Young. Vreau să-mi bag toată duma în marele an. Au, managerul meu, e greu, e greu. Mor după manevre, cel mă cel hoț. Nu te înghite nimeni, dar tu ne înghiți pe toți. De ce fac eu futute în gură reacție la piesa asta? Să mi-i pun pe toți în cap stresule. Oh, ai crezut că te-am uitat după ce ai falsificat conversații pe WhatsApp? Nu mă bag, nu mă bag. Ăsta și cu Nexus, echipa Power Rangers. Au reușit să fure jucătorul din Game Major. Vechea poveste cu jucătorul furat din Game Legends, că l-a luat pe la Onyx din Game Legends cu tare. Bă, știți cum e asta, frate, dacă stau să zic, nu știu cine are dreptate aici, dar dacă stai să te gândești, ca și echipă de fotbal, de counter, de orice, vrei cei mai buni jucători, nu? Și automat l-a luat pe la Onyx, că era în formă momentul ăla. Nu cred că l-a luat cu forța pe la Onyx, cred că a venit el, adică mă gândesc. Mai multe data nu știu, că nu știu, nu mă bag. Dar e normal, nu să ții cei mai buni jucători. Și ca să vezi după tupeu pe ei, au transformat din asta mai târziu în obicei. Știu că nu public se
spală rufele, dar mi-ați făcut manevra supremă la SF. Acolo a fost ciudat, la SF chiar a fost ciudat, aia a fost chiar aiurea, nici nemul, cu Arminia aia și i-a zis ăsta bro sau ceva în gen și aia not your bro. Adică băi, politețe până la urmă, fiecare om are niște sintagme din astea cu care eu vorbesc mai cu pula, dar de exemplu, bro, bro, că mai vorbești cu, dacă vorbești cu unul, cu un om, cu bro, o e ca pe o insultă, nu e insultă, frate, e o chestie, na, e bro, my brother, la modul ăla, și ăla a început să facă ură și de acolo a început toată nebunia, tot jihadul. Ești mordăciudă, ca și Cotoș, îți fac file de găină să mi-l iei pe cocoș, cu fulgi cu tot, tu fugi mai pot, o să vă ascundeți cu toții la țuțu în cort, m-ați dat în judecată, o dați din lac în puț, sunteți javre la fel ca Anguț Puguț, lideri absoluți, la fel ca Ceaușescu, vă dădeați independenți, băi, câinii lui Dăescu, declarați în public, nu se fac bani din counter, i-ați făcut pierduți în lumea asta fără hartă. Producții de zeci de mii, prostiți influencherii, dai 100 de lei pe zi. Nu zic nimic. Ghezi. Eu sunt tatăl lor în jocul ăsta de amatori. Vreți cu mine proces, dar vă dau procesor. Vreți să trăiți pe viață? M-ați făcut circ. Bă, mă gândesc când o să înceapă procesul ăsta în trei, că trebuie să înceapă, nu? Ce o să fie mai rău ca Johnny Depp cu aia, mâncați și cu nevastă să aia ce o să fie, da? Bă, dacă se televizează, cum să se televizeze? Să-l dea pe YouTube, mâncați și procesul lui Stresul cu Nexus. Bă, muriți de râs, mânca, voi vă dați seama? E inculpat Stresul ăla, ce să zice, în proces acolo, muriți dracu de râs, murim acolo, mâncați. Zeci de mii de vizionări, mâncați, dar nu cred că o să fie, dai seama că n-are cum, suntem în România, ești nebun. Car, dar fac circ doar pentru clovnii din Nexus, clar. Eu nu sunt țecar, dar tot vă umflu ca pe niște gâște, e clar. N-am ce să declar, la 40 de grade mi-ncar cu un polar. Da, are asta cu 40 de grade, cu evenimentul ăla, bă, a fost foarte calm, mâncate și pentru toată lumea, și pentru jucători, și pentru influencer, pentru toți, pentru casteri. Nu, evenimentul ăla nu trăia mâna, nu știu, punct, trăia gata, era foarte calm, bă, era extraordinar de calm, mâncate și gândește că tu, ca și jucător, trebuie să te, să ai moralul ridicat, să te juci acolo, adică să ai toate condițiile necesare în a te juca într-un turneu, ca să poți să te dedici 100% acestui turneu. Ei, acolo n-aveai cum să te dedici 100%, 20%, că erai lac de transpirație, ești nebun. Numele meu e Stresul, sperie pe Nexus, Nexus. Am venit să-i fac în versus, versus. Nu vă salvează nici popa, acum începe proba, e jihadul de Europa. Cu crucile alea după ele, lua și-l faia. Numele meu e Stresul, sperie pe Nexus, Nexus. Am venit să-i fac în versus, versus. Nu vă salvează nici popa, acum începe proba, e jihadul de Europa. Bineînțeles, nu? Al cui e sfărăitul ăsta? Mai dormim și noi, mai ale. Bun asta cu vor sarsul acolo pe spate. Bă, bun. Directed by Wild A. Gizzy. Cu acela acolo, stânga, All Stars. Bă, e disputa între ei, ce între el și Jaxi, între el și Jaxi, între el și Alexa, ei au fost prieteni acolo, n-am cum să-mi dau cu părerea despre aceste lucruri, pentru că au fost prieteni și probabil o să fie la un moment dat prieteni, iar deși cred că e greu să mai fii prieten după disul ăsta, măcar eu am zis Stresul, cam greu după disul ăsta. În ceea ce privește relațiilor cu Nexus-ul, la fel. Eu mi-aș fi dorit, sincer, din toată inima, să putem participa toți la evenimente, toți împreună, atât cât să aducem CS-ul în România la cel mai mare nivel. Și când zic la cel mai mare nivel, asta înseamnă că trebuie să includă voi, oamenii care vă uitați la noi, influencerii care se ocupă de aceste lucruri, inclusiv Stresul, și, bineînțeles, cei care organizează. Eu zic că până nu o să ne unim toți să facem aceste lucruri, România nu o să aibă parte de un CS, de un cantă la un nivel cât mai ridicat, ci doar de rebooturi. Eu mi-am dorit și îmi doresc în toată inima mea și am spus și lui Stresul și la toată lumea ca ei să se împace. Dar nu cred că e momentul ca ei să facă pasul ăsta, pentru că vedeți și voi. Situația e încordată, să zicem așa. Nici Crăciunul n-a putut să ne aducă împreună pe toți. Eu am ieșit de Nexus, Palaș a ieșit de Nexus, o să fiu eu cu comunitatea mea, eu cu voi, mai departe, la fel cum am fost și până acum, la fel de nebuni. Sper că v-a plăcut reacția. Am încercat să comentez fiecare chestie în parte. Mulțumesc că mă urmăriți.
Nu uitați să vă duceți la clipul lui Stresul, să dați și un like acolo, un subscribe, ce vreți voi. Vă mulțumesc din suflet că mă urmăriți. Am fost Imogen și vă doresc un Crăciun cât mai frumos alături de cei dragi.